Am făcut clipul la șofer la 18 ani, referitor la legea care, din ce am observat, a și intrat în vigoare. Fac clipul ăsta ca reacție în urma mesajelor care le-am primit la clipul ăla. Multe mesaje am distribuit clipul și în Facebook și în TikTok și cele mai multe mesaje le-am primit pe TikTok. Acolo cine a răspuns și cine a comentat cel mai urât, cel mai priceput, cel mai au fost două categorii de persoane. Una, copiii ăștia de 15-17 ani, care ei sunt pasionați de camioane, dar nu știu ce implică un camion. Și a doua categorie de persoane, la care m-a surprins să spun așa, mare parte din șoferii care astăzi oamenii au 55-50 de ani, spre 60, spre ieșire la pensie. Domnule, și noi am fost șoferi la 18 ani. De acord. Ați fost șoferi la 18 ani, dar pentru tineretul din ziua de azi, voi nu spuneți ce fel de șoferi ați fost voi la 18 ani. Mai mult de atât, care dintre voi ați fost șoferi la 18 ani și care și câți dintre voi, 90%, ați fost spălător de piese pe-n garaj, bătător la baros și tot așa. Asta la început. După ce ați împlinit 20, 21, 22, 25 de ani, da, va veni rândul să fiți șoferi. Dar voi la început, oamenii ăștia bătrâni care mi-a scris și mi-a comentat urât la clipul ăla, șoferi ați fost doar ei care erau mai piloși, care era părintele, eu știu ce, membru de partid și care dădea șpagă mai mult să ți se oferi și ție un post de șofer. Degeaba vii acum și spui tineretului ce, domne, pe vremea lui Ceaușescu nu se făceau șoferi la 18 ani? Ba da, se făceau șoferi la 18 ani. Cum se pot face șoferi la 18 ani și în ziua de azi? Sau cum se putea înainte să intre în vigoare legea asta cu categoria E la 18 ani? Ideea e în felul următor. Și până azi puteai să faci categoria E, categoria C la 18 ani. Cine a urmărit clipul de la cap la cap, la care am spus șofer la 18 ani, șofer de tir la 18 ani, a înțeles că eu am atins subiectul ăsta, dar cei mai mulți au ascultat ce am vrut să spun 5 minute, după care s-au aruncat să dea cu hate, să comenteze urât și tot așa. Problema lor, fiecare cum își așternea așa doarme, cum și-a așternut în viața și-au dormit. Ce șoferi erați, domnilor, dumneavoastră, oamenii mai în vârstă ca mine, le vorbesc cu respect pentru că au trudit, s-au chinuit o viață pe drum și nu-mi permit eu acum, poate cu 10, poate cu 20 de ani mai mic ca ei, să îi critic sau eu știu să le vorbesc cu nu, sub nicio formă. Așa că, domnii mei, când aveți 18 ani, spuneți lucrurilor pe nume și prezentați realitatea așa cum a fost la vremurile care le-ați trăit. V-am spus, șoferi erați doar la 18 ani, cei mai piloși, cum am precizat un pic mai în față, care dădea șpaga mai mare și care era membru de partid, părintele mai înfocat, să spun așa. Da, primeați de la întreprindere camion. Restul, v-am spus, era spălători de piese, bătători la baros. Evoluați, ajungeați să schimbați un injector, schimbați o pompă de injecție. Ca atunci când plecați pe drum, lucru foarte adevărat pentru care vă port tot respectul, în momentul în care plecați pe drum de la întreprinderile lui Ceaușescu, care au fost ele, și s-a stricat mașina aia în drum, tu, colegule, care azi mai un pic și ești la pensie, știi ce să-i faci la mașina aia din bară în bară? Din față până în spate, mașina nu prezenta niciun secret pentru tine. Ce am vrut să spun, ce am vrut să scot în evidență,
la vremurile care le trăim, e faptul că, virgulă, copiii ăștia care sunt trăiți doar cu telefonul în mână, ăștia nu că nu știu să țină o cheie în mână. Ăștia nu știu care e cheia fixă, care e inelară, care e tubulară. Să nu mai vorbim de lucruri mai complexe, să nu mai vorbim de, eu știu, pus la punct o pompă de injecție, cum mulți dintre voi știați și ajungeați pe drum, de, făceați motorul în drum și tot așa. Foarte adevărat. De ce nu spuneți lucrurile astea? Că voi ați trăit vremuri grele, că ați fost pricepuți, că ați învățat meserie, dar ați plecat pe drum. Întâi ați stat în garaj, dar ați învățat meserie și când a venit vremea, da, ați plecat pe drum cu adevărat, dar ați plecat pregătiți. Nici de cum la 18 ani nu v-a dat, nu sunteți niciunul. Deci, astăzi, șoferi, ieșiți la pensie, șoferii care sunt peste 50 de ani, nu sunteți niciunul care la 18 ani ați plecat pe drum cu categoria E. Mă refer la trailere, la semiremorci, șei cum erau atunci, cisterne, ce mai era. Aveai, cam după armată, îți mai lega câte o remorcă de aia de 3, 4, 5 tone, 7 tone, o cățea de aia de cutie de conservă, de hodorgea după voi, de vă speria. Nici unul dintre voi, colegilor, nu ați plecat la 18 ani pe drum cu șaua. Pentru că un copil la 18 ani, deși voi, oamenii ăștia mai bătrâni, ați fost crescuți, educați și școliți astfel încât să vă descurcați în viață și în lume, oriunde v-ați duce. Fiți de acord și conștientizați că lumea pentru care voi ați fost crescuți și educați, astăzi, vremurile care le trăim, în vremurile care le trăim, lumea aia nu mai există. O lume mult mai bună, o lume mult mai așezată, o lume mult mai respectoasă. Păi, veneai tu, colegule, care la 18 ani, care astăzi ești bătrân, să te urci pe orice mașină. Era Raba, alea erau mașinile. Rabă, Tatră, Saviem, ce mai era. Să-i spui lui neacutare, care el era mai în vârstă, îți iau eu mașina, plec eu o cursă cu ea, păi luai bătaie grupa mare. Era respect între șoferi care aveau 18 ani și aveau un coleg de 30 de ani, deci vârsta colegului era de 30 de ani, nu erau colegi de 30 de ani. În primul rând îl știa de frică, ca și ăla de 30 de ani la rândul lui îl știa de frică pe ăla de 50 și așa mai departe. Nu exista să te duci tu că vrei tu mașina lui nu știu care sau că ție nu-ți convine nu știu ce mașină. Iar acum referitor la mașini. Păi uitați-vă în jur. Ce mașini aveți voi? Venea vremea să vă angajați șofer și vă dădea la coloană, da? Te lua șeful de coloană și spunea, tu ești Gigele, da? Te-a trimis de la... Gata, bine, știu despre tine. Cam așa se punea problema. Păi uite, n-am acum mașină, dar uite, ea aia trasă la gard colo. O reparăm un pic, o vopsim un pic și gata, îi dai drum cu ea pe drum. Întreprinderile, firmele, alea erau întreprinderile, firmele de azi. Aveau mecanici, aveau sudori, aveau vopsitori, tinichigii auto. Luai de la gard o epavă și plecai cu ea mașină pe drum. Mașina aia o luai din bară în bară, frecai, șlefuiei și jmilgheruiai, curățai fiecare șurub la ea, astfel încât, cum am spus, să pleci pregătit pe drum. Nu să pleci habar n-ai ce-i de capul tău. Tot la mașini rămânem și apoi avansăm cu subiectul. Oameni buni, uitați-vă ce mașini sunt pe drum astăzi. Gândiți-vă ce mașini erau acum 30 de ani pe drum. Acum 30 de ani, la camioane circula Raba, o mașină foarte lentă. Când prindeai 60 la oră cu ea, clar dădeai un pic la vale. Iar la turisme erau Daci, erau Mozviciuri, Trabanturi, Warburguri, Volga, Skoda și ce alte mașini mai erau. Un copil de 18 ani care s-a săturat el să stea în spatele la eu știu ce turist care merge cu 50 la oră, el va vrea să intre în depășire. Că el are Volvo, el are Scania, are Mercedes și așa mai departe. Nu va fi capabil să
să aprecieze distanța, spațiul de manevră, astfel încât el să fie, el să execute în siguranță manevra de depășire sau eu știu ce alte alea. Nu mai intru în mai multe amănunte. Deci, am vrut să spun doar faptul că un copil de 18 ani nu e pregătit pentru viață ca să plece pe drum cu un camion de 40 de tone. Voi cu camioanele de la vremea, alea erau, alea au fost mașinile, nu-i nimeni de condamnat. Cu mașinile care le prindeați, erați mai singurei pe drum? Când mai venea câte o Dacia din sens opus, deja fugea câte unul cu 90 la oră și vă uitați, uite de ce fuge nebun. Acum 90 la oră, cum vine vorba, e cam viteză de mers cu spatele. S-a schimbat lumea total. Copiii ăștia când vor ieși pe drum, vor fi adevărate bombe cu ceas. O să vedeți cum a fost și cazul cu băieții a doi, nu știu, pe la Brașov, pe la Sibiu. Asta ca o paranteză. O tragedie mai mare nu se putea. I-a dat tasul mașina lui fiul să ducă să plimbe, să distreze și fiul i-a dat mașina lui prietenului să meargă și el cu ea. Dita mai audio. S-a apucat de accelerații și s-a înfipt în spatele lui colegul ăla, care omul dormea, se odihnea, ce făcea. S-a făcut praf amândoi. Nu mai aveți încredere în copiii ăștia de 18 ani? Nu! Am înțeles, e bine să-i dai aripi copilului, nu să-i le tai. Dar atunci când îi dai aripi, fii foarte atent în ce direcție o ia, având aripile care tu i le-ai dat. Un copil de 18 ani trebuie supravegheat, un băiat de 18 ani, trebuie supravegheat mai ceva ca unul de 5 ani. Ăștia sunt mai periculoși decât copiii de 5 ani. Altcineva mai îmi spunea, lasă-mă colegule, zice, o să vezi tu că le-a dat dreptul la 18 ani, dar până face școala, până ia atestatul, face 19-20 de ani, nu e chiar la 18 ani. Nu trebuie să ne bazăm, să ne culcăm pe ideea asta și pe gândul ăsta, pentru că dacă a dat legea asta și a intrat în vigoare, ai dreptul să începi școala de șoferi de la 17 ani jumate. 6 luni durează școala, apoi mai durează, că ați văzut, la noi în România te cam amână ăștia cu examenul, durează 2-3 luni până dai examen. Mai durează, eu știu, 6 luni până a terminat cu permisiile, mai durează 2 luni cu atestatele, deci sub 19 ani e cam vârsta care, la care se încadrează de când începe până termină cu atestate, cu carduri, cu toate cele, să aibă dreptul de a conduce. Dar mai intervine o problemă și o să vedeți că lumea e de acord cu mine. O să vedeți că sunt mulți copii care au gata să duc la 18 ani să facă șoferi, să câștige ei bani, să plece pe Europa. Dar o să vedeți că problema va fi mult mai mare decât pare și decât li se pare multora dintre noi și dintre ei mai ales. O să vedeți că patronii români care sunt, nu sunt atât de dobitoci, o să judece cu capul și cu greu o să angajeze unul de ăsta, să-l aibă în curte acolo, să-l, eu știu ce să mai pune, să du-te de la garaj până la temirce firmă să încarci, du-te să descarci acolo local. Nu o să fie niciun patron care judecă cu capul să dea dita mai camionul pe drum cu categoria E să plece puștanul de 19 ani în Europa. Ăștia vor fi rari. Sunt și băieți pricepuți, băieți discuțiți, băieți care își merită respectul la 18-19 ani, capabili să plece pe drum. Da, sunt și de ăștia. Cum am mai spus, copiii ăștia au trăit între camioane, părinții lor, tații în special, au fost șoferi de carieră, au avut de la cine învăța. Mulți de la 18 ani, 19 ani care o să ia permisul vor pleca cu părinții lor, cu tații în mașină, să fie în ochii lui tasul, bă, nu plece singur de nebun pe drum, că e el mare șofer de 18 ani, să duce și își rupe gâtul cu mașina. Omoară și alții pe drum, să duce la pușcărie dacă el a scăpat. Vedeți-vă de treabă că nu e nicio bucurie să strimesc copilul pe drum să ajungă ori la moarte, ori la pușcărie. Nu e chiar așa. Ei sunt fluturatici. Li se pare că, mamă, plecăm pe Europa, șmecherie mare. N-ai să pleci pe prieteni la 18 ani în nicio Europa.
cel puțin nu singur, da, faci echipaj, poate cu taică, poate cu frate, poate cu vărul, cu eu știu ce prieteni, cunoștințe mai ai tu, care să te învețe, să te inițieze, să te țină o perioadă pe lângă el, bă, unde te duci de nebun că te și îți rup gâtul. Nu la 18 ani pleci tu singur cu dita mai balamă cu de mașină pe drum. Vreau să înțelegeți că nu sunt frustrat. Nu am nicio treabă cu nimeni. Nu sunt contra nimănui. Dar eu nu n-am trăit o viață pe drum. Sunt cu categoria B de 22 de ani pe drum și cu eu de la 25 de ani. Azi am 40 de ani. Deci de 15 ani sunt pe drum. Am avut timp să văd destule, să înțeleg, să învăț, să fiu capabil să vorbesc astăzi și din punctul de vedere al ălui cu turismul și din punctul de vedere al ălui cu camion. Șoferia, cum am spus, dacă aș mai avea azi 25 de ani, nu m-aș mai apuca de ea. Nu mai merită șoferul astăzi. E bătaie de jucat tuturor, mă. Câștigi niște bani. Bă, gândește cât trudești, cât te chinui pentru banii aia care câștigi. Munca, truda, chinu, bătaie de joc. Statul pe-n parcări. Stai să dau camera un pic. Uite, pe marginea drumului. Precum Gheorghe, stai ca ăla prost pe marginea drumului și spui că îți place, na? Uite-mă pe marginea drumului. Mai am vreo jumătate de oră, o oră de pauză și plec pe drum. Ce-i frumos și care-i viața frumoasă și ce-ți place că stai aceea? Faceți-mă să înțeleg, unde-i plăcerea aia mare? Da, în principiu, cam asta, cam în felul ăsta am reacționat după sutele de mesaje. După felul cum ați reacționat, ce pot să spun este faptul că cea mai mare parte a oamenilor care mi-au comentat, în proporție de 90% cel puțin, au fost în totalitate de acord cu mine, au judecat cu capul și au spus că am punctat bine tot ceea ce am spus, realitatea. Și pentru asta am și vrut să continui lucrul ăsta. Cam asta a fost cu video-ul ăsta. După cum știți, respect maxim tuturor. Nu uitați, lăsați-mi un like dacă ai ajuns până aici cu clipul ăsta. Lasă-mi un like. Vizionează clipurile mele toate. Și din garaj, și după drumuri. Abonează-te la canalul meu. Până data viitoare, toate cele bune. Weekendul ăsta e Crăciunul. Eu sunt tot pe drum, mai am până ajung la familia mea. Hai, Crăciun fericit, sărbători cu bine tuturor. Urmează Rebelionul, după cum vă urez, un an nou cu bucurii și împliniri. Și până la următorul vlog, să ne vedem cu bine, să auzim cu bine, să avem grijă de noi pe drumuri. Și cei care sunteți tați, părinți și aveți băieți și mai ales tentative de-astea de șoferi, puneți mâna și explicați-le exact ce implică șoferia. Nu le mai spuneți doar banii mulți care îi câștigați, că asta e atâmpit. Toată lumea vrea bani mulți, repede, câștigați ușor, dar nu se poate. Și să ne ajute Dumnezeu să avem grijă de noi fiecare pe drumurile unde umblăm. Toate cele bune, până data viitoare, să auzim numai de bine.